Salut, prieten. Și astăzi avem o zi grea. Alergăm stânga-dreapta, față-spate. Doamne ajută. Gândește, așa culegem din joantă, de gândești că am sămănat. Ne punem telefonul pe zgârbalniță și plecăm spre centru. Astăzi am un subiect de dezbătut cu voi. Auzi ce-mi vin mesajele. Acum am vin mesajele unde trebuie să vin în casă. Interesant telefonul. Pe cuvântul meu, dacă nu e interesant telefonul ăsta. Deci când trebuia să primesc mesajele în casă, nu le-am primit. Și aici, ia uite, aici le primesc la greu. Ca să, ce? Ni? Ați văzut? Sigur că da. În fine, e bine, niciodată nu-i târziu. Prieteni, salut. Am observat că foarte mult din așa zișii specialiști în tematica de viață și persoane care, vezi, Doamne, vă interesează. Uite la asta cum are. Vă interesează soarta altor persoane care, știu eu, o ajuns într-un fel de prăpastie. Vă dați cu părerea, încercați să ajutați doar virtual. Vreau să vă spun și vă atrag atenția, asta se întâmplă pe TikTok, pe YouTube și chiar și pe Facebook. Vreau să vă atrag atenția că sunteți falși. Total. Uitați-o la asta ce zbârcălici are. Sunteți falși total. Întotdeauna când apare câte un clip, adică întotdeauna când apare câte o poveste grea, o întâmplare nasoală, cum a fost, spre exemplu, aceste cazuri cu consumul de stupefiante, sau știu eu, când un bărbat bate o femeie, înțelegi? Întotdeauna vă găsiți voi care se vede pe fața voastră că niciodată n-ați avut nici în clin, nici în mânecă. Ăla nu vrea să iasă. Am vrut să-l las. Cu asemenea fapte. Spre exemplu, a apărut cristalul care nenorocește lumea și, într-adevăr, o fi așa. Dar acum te întreb eu pe tine. Cine ești tu? Ce pregătire ai? Ai trecut prin cazuri din astea ca să poți tu să dai indicații și să vorbești. Da, domnule, să pisează, să faci așa, să așa, îți două în aia, de nu mai știi de tine, de... Tare mie că mulți vorbiți, înțelegi? Alo, să ne înțelege? Mulți vorbiți, dar în neștiință de cauză, sau ce ați auzit de la unul și de la altul. Voi credeți că un jucător de păcănele care i-a intrat în sânge, credeți că e ușor să se lese de ele? Credeți că o persoană, eu vorbesc de vicii, o persoană care o dat în patima alcoolului, e ușor să se lase de el? Și ar fi multe, multe și multe alte cazuri. Chiar și acele persoane care vin acasă și își agresează
jumătatea, concubină, nevastă, iubită ce îi. Sunt persoane din astea care își agresează. Da, 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 și ele nu zic nimic. Deci fiți atenți, sau părinți care își terorizează copiii. Sau copii care își terorizează părinții. Voi credeți că aceste lucruri să aduce pe drumul cel bun așa de la o zi la alta, sau că intri tu și îți dai tu cupărarea, tu care pun pariu că ori ești, ai fost un consumator, ori ai fost un jucător, ai trecut prin asta. Să nu spui tu mie că ai mers și ai jucat toată viața ta 50 de lei, 30 de lei, 80 de lei, 100 de lei și tu ești jucător. Poate tu ai fost atârnător. Înțelegi? Deci, prietenilor, vreau să vă spun că tot ce vedeți pe aceste pagini de socializare, voi trebuie să deschideți ochii și să înțelegeți cum funcționează de fapt situația. Pentru că multă lume intră doar, eu am mai spus, ia să vedeți dacă nu ar mai plăti YouTube-ul, TikTok-ul sau așa, pe câți i-ați vedea pe aici? Vă spun eu, știți doar pe care? A? Pe aia care ar vrea să acosteze gagici sau ar vrea să ducă în eroare cu mârșăvii, înșelăciuni. În rest, nu și-ar pierde nimeni în lume timpul. Ascultați ce vă spune tata Nețo Mondialul. Deci m-am enervat foarte tare că am văzut niște guțumani care, domnule, ar fi bine copiii la școală să nu mai consume, să nu mai ăsta. Asta nu voi puteți să o rezolvați. Asta o rezolvă conducerea școlii, o rezolvă legea, codul penal, și atunci să vezi că toate vor fi nota 10. Uite la aia cum trece mâncața și Dumnezeu pe roșu a trecut. Sau eu am trecut pe roșu. Nu mai știi care trece pe roșu pe aici. Nu mai știu. Deci eu am spus și vă repet, un copil, indiferent că e fată sau băiat, care a ajuns să dea în viciul ăsta, în patima asta, e foarte greu ca să-l reabilitez. Și pentru a reabilita așa ceva, dacă vezi că din buna știință și conștiință nu poate să o facă, atunci trebuie înființate anumite departamente unde acești copii trebuie internați și încerca să îi aducă pe calea cea bună. Pentru că dacă îi lași acasă, uite-l ăla că e pe contrasens. Mâncava-aș Dumnezeu, uitați-vă că e pe contrasens. Ioi, să-l prind și eu. Nii, mă! E pe contrasens, mâncava-aș. Ia-l-ai. Nii, mă! Bă, dar unde ai vrut să mergi, mă? Auuu! Bă, ăsta-o crezut că e pe patru pens, mă, unde e capul meu? Ioi! Deci, prietenilor, hai de mine să mă trebuie cât mai repede luați și puși bine într-o școală din asta de un fel de reeducare, de cum e dezalcoolizarea, dar acolo trebuie mai mult, că alcoolul e alcool și ce se întâmplă aici e altceva. Înțelegi? Și pentru că dacă îți lăsați afară, acești copii nu numai că terorizează
psihic familia. Îi nenorocește financiar. Uite-o la aia cum vrea să intre. Îi nenorocește financiar. Bă, părinți, fură tăi din caz, le fură banii, vinde, tot, amanetează, tot. Înțelegi? Și pe lângă astea, trebuie să-și facă datoria, nu numai din vrăjală. Legea. Că, domnule, dacă îl prindem, îi confiscăm mașina. Îl dă-le pe ăla în 14, că își ia o mașină cu 500 de euro și își face treaba. Deci îl dore exact în 14, că pierde ăla o mașină. Riscă, să zic, 500 de euro și el mare și are tratative și afaceri de sute de mii de euro cu transportul, cu vânzări, cu marfă, cu așa. Înțelegi? Nu, mă. Pușcăria e cea mai solubilă amenințare. Înțelegi? Nu știu dacă m-am exprimat într-un sens corect, solubil. Fiți atenți, bandii, tata, au. Înțelegi? Asta înseamnă să ai motor de 6.000 pe ea. 6.000 are motorul. Da, cea mai solubilă. L-ai luat, l-ai împachetat, jap. Și atunci, să vedeți, și copiii, chiar dacă au 16 ani, școala de corecție până la 21 de ani. În bine, de acolo el nu o să iasă un exemplu pentru populație. O să iasă, bineînțeles, toți care ați făcut corecție pe timpul lui Ceaușescu, școala de reeducare, vă rog frumos să spuneți, care ați ieșit de acolo, baștani, șefi, consilieri, de ele, nimeni, nimic. Ați ieșit în continuare, prima pușcărie primar și a doua recidiviști. Infractori, ați fost, iar când s-a specializat lumea și a trecut într-un secol vocabularesc mai șmecher, v-au făcut interlopi, bombardieri, mafioți, dar până atunci ați fost simpli infractori, recidiviști. Ați primit gradul de bombardier, de, uite cum se uită ăștia la mine, cum vorbesc, dinăuntru, de acolo, de mafioți, așa l-ați primit. Avă la cât e, tata. Papa bun! Nu că sunteți voi mafioți. Voi n-aveți cum să fiți mafioți. Înțelegi? Nu aveți cum. Așa. Și acum să sunăm la telefonie. Doamne, e fel să fac vreun accident pe aici. Voi acum sunteți capabili să ziceți că de ce conduc la volan fără așa, de ce sun în timpul Daniel Tatcu, garaj. Nu, nici mai enervează telefonul. Stai că mai prind eu un semafor. Da, prietenilor, asta vroiam să specific. Bă, al dracu, când vreau să prind semafor, nu prind semafor. Asta vreau să specific că l-am prins, dar i-am dat-o. I-am dat-o în glandă. Înțelegi? Au? Bun. Contacte, telefon, telefon, Florin. Bine oare sunt mâncața și Dumnezeu sus? Ia. Nu știu dacă sunt. Da. Alo, Florin? Da. Auzi, imediat ajung la tine, cam în 5 minute. Ești afară să-ți las plasa cu laptopul și alea. Și ce trebuie să fac cu ele? Ies, dar că... Păi n-am fost ieri la tine. Ba da, ba da, dar nu mai știam ce trebuie să fac cu ele. Laptopul să-l dai la sus, la băiat. Alex, sus, da, da, să vadă ce are. Așa. Și telefoanele să... Unu să... Da, mi le las și apoi vedem. Da, 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 da. Bun, hai. Ciao. Vedeți, oameni, și acum eu o să fac o șmecherie. Nu o să mai intru pe aici.
O să mă duc rotă ca să ies direct să îl dau acolo. Că dacă nu, eu mă duc pe aici, e cam nasol. Trebuie să intru printr-o gorză, e... Mama să mă rog, a început elevile astea școala. Și elevii. Ia uite casa unde aici a stat Chirilă. Aici a locuit Chirilă. Când m-am dus la el acasă, mi-era dator. Tot s-a ascunde. Nu știu cu cine am fost. M-a dat la ușă, deschidea totdeauna tată-s-o. Dar de data asta, înțelegi? Mamă ăsta, mă duc. Bună ziua. Da, pe cine căutați? Domnule, zic, pe Chirilă. Nu e acasă. Dar uite, zic, am suma asta de bani și îți dator și trebuie să o dau. Te lasă-mi o mie. Nu, că nu vreau să am probleme lui. Hai, mă, că a venit cineva să-ți dea bani. Bă, fraiere, bă, dar cum ai pus botul la prostul ăsta? El zicea nimic prost. Prostul ăsta, cum ai pus botul? La mars, dă-mi banii, Chirilă. Așa-i, prietenilor, cu... chestia care v-am povestit-o. Intră toată lumea cum... Gata, tăi sunteți trăgători, tăi sunteți și voi n-aveți habar. Că după fața care o aveți, eu nu văd în voi. Poate că ați mușamalizat și voi o linie, două, în trecut. Și acolo, cine știe ce ți-o da vreun agolcamin, vreo din asta de păpăreche. Și gata, au... Oh, frate, ce m-a lovit, frate, ce bine dă, frate, și voi pe la spate. Înțelegi? Reveniți-vă în cavaj și nu vă folosiți de anumite cazuri, doar ca să, exact ca și ăștia care vă dă tematică, cum să faci bani. Îți dă tematică ție cum să faci bani. Și el îi pârț. Ăștia sunt infiltrați. Ăștia sunt infiltrați. Dacă conducerea României ținea cu poporul, scotea de mult jocurile, sălile de jocuri din orașe. Le muta la periferii. De mult. Una la mână, doi la mână. Dacă conducerea României vroia ca consumul să dispară și traficul, dădea niște cum să spun eu, pedepsă, te vorbeai singur. De vorbeai singur. Vă mai amintiți povestea, una din clipurile care le-am făcut? În care eram la o așa ziceam, petrecere, când ne adunam 3-4 un gram, două, sau cât era acolo, ne adunam 3-4, stai așa, că aici amane non-stop, două secunde. Florin! Și vorbim după aia la telefon, e să te uiți, bine? Și ăsta, laptopul, n-am pus încărcătoare, dar mă gândi că... Bine, ne auzim după aia. Deci, uite, trebuia să o iau pe aici. Vă amintiți când am povestit că eram câțiva băieți acolo și a venit vorba că ce de marfă?
cineva era condamnat, cred că. Cineva era condamnat și... Da, era vorba de Chirilă, de Chiormendi, de ăștia atunci când o înțeles săvârșirea unor... Da. Și... O veni vorba că dacă i-ar prinde, ar da în primire la o condamnare de 25 de ani. Unul a zis că nu poate să-și riște familia pentru așa ceva, că oricum, nu, primește o pedeapsă de 25 de ani și a vorbit corect. Primește o pedeapsă de 25 de ani, îți pierzi familia 100%. Familia nu crește lângă tine, copiii, ce mai ales dacă ai nevastă și copii. Nu crește lângă tine. Îi pierzi. Prietenii îi pierzi. Pentru că tu până când ieși, ei se vor schimba. La început o să, știu eu, o să-ți trimită un pachet, 2, 3, 4, 5, o lună, 6 luni, un an. Asta nu o să le trimită ei, că o să caute... toate gesturile astea să le facă prin nevasta ta. Și în momentele alea să știi că îți freacă și nevasta. Spune Nelson 100%. Pentru că nevasta ta nu o să mai aibă bani. Ea a fost învățată cu viață bună, pentru că tu ai fost un traficant. A fost învățată cu viață bună și duce lipsurile astea. Ai copii, un copil, doi, le trebuie școală, le trebuie... Și ăla care te ajută să știi că îți bombardează femeia de-ți o deșală. Știi până când? Până când și e, îi se duce vârsta, că tu ai 25 de ani, îi se duce vârsta, îi se duce astea. Și atunci vezi că nu te mai caută nici prietenul ăla tău. Înțelegi? Și venind la mine, tu ai dat în primire, că așa o era. Tu ai dat în primire de acasă. Eu aș spus, eu nu aș da. O să-mi dea și 30 de ani și pe toată viața. Nu, aș da în primire. Și atunci o să-mi sun. Dar ce, Nelson? Tu vrei să zici că ești mai șmecher ca alții și mai... Mă, omule, eu nu-s mai șmecher ca alții. Sunt două motive. Nu dau în primire când afacerea aia mea, și eu știu că chiar dacă sunt la pușcărie, ea merge în continuare, sau nu dau în primire doar pentru simplu motiv că refuz această afacere. Nu mă interesează această combinație murdară prin care distrug lumea și eu fac bani, care la rândul meu, dacă mă ocup cu așa ceva, și eu o să fiu tot un consumator. Nu există că ești dealer, că ești din ala și tu... Nu, domnule, eu nu consum, eu vezi ce treabă. Înțelegi? Și atunci s-o mai liniști spiritile. Aaa, dacă nu te ocupi, da. În străgător, dacă mă duc la Zuhaus, mă duc ca consumator. Înțelegi? Oare să mă opresc pe centru să beau o cafea? Nici nu știu mâncați așa. Nu e nimeni pe centru. Da? Trebuie să stau la rând, mă enervează. Trebuie să stau la rând acolo. Dar nu e mai că stai la rând. Că dacă stai la rând și pui asta, cum îi zice, bilet, mamă, pui biletul, e bine, dar după la ăla când e să plătești acolo, dar știi ce? Trebuie să stai la rând încă o dată să plătești biletul. Nu pot să-mi dau seama cum e făcută parcarea asta. Dar nu știu ce m-am băgat pe aici. Înțelegeți, prietenilor, sunt grele astea. Tata bandit, tata avalan. Ce bună e bruneta, își face selfie. Ce bună e bruneta. Deci, oameni buni, și cu asta am încheiat. Și cu asta am încheiat. Nu vă mai ridicați și încercați să faceți bani
pe anumite cazuri care se întâmplă cu anumite persoane. Doar că tu ești mare profesor, tu dai explicații, tu dai tematici. Da? Pupă tata, ne sunt mondialul. Țuc.